prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne numărul 2/2785 din 21.03.2013, cu prilejul zilei aniversare a Poliției Române, ofițerii de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, care au îndeplinit stagiul minim în gradul profesional și îndeplinind și celelalte condiții legale, se avansează în gradul profesional următor la expirarea stagiului minim astfel. În gradul de comisar șef de poliție, comisar de poliție Drugă Dumitru, comisar de poliție Lică Gabriel. 77 de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție din Mehedinți au fost avansați astăzi în grad cu ocazia Zilei Poliției Române. Unii dintre ei au primit felicitări din partea conducerii inspectoratului. Înaintea îndeplinirii stagiului minim, respectiv la gradul profesional de agent șef adjunct de poliție. E prima oară când primesc o avansare înainte de termen. Mă mulțumește că după o activitate depusă timp de un an, doi ani de zile, meritele și rezultatele au fost apreciate și prin recunoașterea și acordarea acestei avansări înainte de termen. E o motivație pe plan psihic pentru a continua activitatea în aceeași direcție, pentru a depune mai multe eforturi spre soluționarea problemelor de servici care se ivesc. Consider că această avansare se datorează în primul și în primul rând cetățenilor, pentru că în slujba lor suntem. Îmi doresc să continui să promovez obiectiv și de fiecare dată când se impune activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, iar cetățenii care reprezintă principalul barometru al calității noastre, atunci când consideră că sunt și situații nesatisfăcătoare, să ne tragă de urechi, să o facă cu toată responsabilitatea, pentru că numai așa putem să ne corectăm. Avansarea primită astăzi reprezintă pentru cei vizați un semn de apreciere pentru munca depusă. Reprezintă un moment de împlinire profesională, sufletească, cât și dezvoltare personală, finalizarea unui ciclu și recunoașterea unor merite profesionale, a unei activități, consider eu, bine realizate, cu profesionalism, cu dăruire pentru această instituție. Totodată, în cadrul ceremoniei de astăzi, unii polițiști au primit și plachetele de onoare, pentru că s-au remarcat prin activitatea desfășurată și munca depusă.